nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește pe fratele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim. Mulțumitori fiind noi nevrednici robi Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, pe care le-ai revărsat asupra noastră, laudând-te, binecuvântăm, mulțumim, cântăm și slăvim marea Ta milostivire. Și cu dragoste ca niște robi strigăm ție, binefăcătorule, mântuitorul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoare a creștinilor, noi robii Tăi agonisim mijlocirea Ta, cu mulțumire strigăm ție, bucură-te, prea curată născătoare de Dumnezeu, fecioară și totdeauna să ne izbăvești din toate nevoile, cu rugăciunile Tale, singura grabnic folositoare. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul către ucenicii Săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea vă spun, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Sfințitul Părintele nostru, Arhiepiscop Ioachim, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul mântuit aici, pretutindeni,
pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și ai satelor, și viitoare de Hristos armată pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca niște robi neîntreniși cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, Ioană, Traian și Ștefan și tuturor veteranilor de război, dinpreună cu cei care împlinesc astăzi 50 și 60 de ani împreună cu conviețuire, și tuturor celor care aduc prin noi de mulțumire și sunt prezenți la această manifestare. Cădem înaintea ta și ca lui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca o milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre al tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-a arătat lor mare ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, mnetecându-i cu vederea, împlinește-se slavă ta toate bunele dorințele credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mina ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre. Rugăm uneți, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui mila este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, căzând înaintea slavei tale cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrăniși cu minință, aducem acum această mulțumire pentru toate bunătățile și binefacele ce au fost asupra robilor tăi aceștia ce s-au pomenit și se vor mai pomeni Ioan, Ștefan și Traian și acelor dinpreună cu dânsii veterani de război și acelor care astăzi împlinesc 50 și 60 de ani de împreună viețuire și pe care noi îi serbăm în cadrul acesta festiv. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm cu minință la nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile noastre ale robilor tăi și cu milostivire ne-ai învrănicit a ni se împlini cererile, așa și de acum înainte învrănicește-ne să sporim într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune, dobândind ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește pe ei și pe noi toți de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și învrănicește-ne, Doamne, întotdeauna să-ți aducem ție mulțumire cele prea bune a grei și a cânta ție celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Dumnezeule Celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule al păcii, care din bunătate i-ai creat pe oameni spre a-i face părtași de mărirea ta, noi te binecuvântăm și îți mulțumim pentru că l-ai trimis pe Iisus, Fiul tău prea iubit, care prin misterul pascal a devenit Mântuitorul lumii, izvorul păcii și fratele tuturor. Îți mulțumim pentru dorințele, strădaniile și faptele pe care Duhul Sfânt, Duhul păcii, le-a inspirat în zilele noastre spre a așeza în locul urii iubirea, în locul neîncrederii, înțelegerea, în locul indiferenței, solidaritatea.
deschide tot mai larg mințile și inimile noastre la apelurile concrete ale iubirii față de aproapele, ca să fim tot, în tot mai mare măsură, făcători de pace. Adu-ți aminte, Părinte al Îndurărilor, de toți aceia care suferă și mor pentru o lume mai bună. Vie împărăția Ta, împărăția dreptății, a păcii și a iubirii printre oameni, de orice rasă și de orice limbă, pentru ca întreg pământul să se umple de slava Ta. Amin. Să ne rugăm pentru toți cei sărbătoriți, ca și pentru toți care ne-am adunat aici. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântează-ne așadar, Doamne, pe noi toți care ne-am adunat în zi de sărbătoare. Robilor lui Dumnezeu, a celor care astăzi sunt omagiați la această sărbătoare și tuturor celor prezenți aici la săvârșirea acestei sfinte slujbe, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, sporire întru toate faptele cele bune și păzește pe toți pentru mulți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Într-o mulți ani! Și păzește, Doamne, într-o mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Păzește, Doamne, într-un mulți și binecuvântați ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, că fie viața numai lumea. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin. Mulți și binecuvântați ani tuturor! Să trăiți într-un mulți ani! Doamne ajută! Să mulțumim încă o dată părinților slujitori și în mod special Părintelui Protopop, care a fost astăzi prezent aici. Așa cum spuneam la început, am ales să realizăm această festivitate aici, la acest monument, care l-am realizat anul trecut, atunci când se împlinea 100 de ani de la Marea Unire, de când s-a format România Mare. Pe această hartă slujesc cei trei domnitori înalți, cei trei domnitori care au realizat Marea Unire, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand. 100 de ani de la Marea Unire, dar iată și 100 de ani de viață. Avem un exemplu de viață aici, la noi, în Moinești, veteran de război care a luptat în cel de-al doilea război mondial, alături de dumnealui alți doi veterani de război, domnul Asande Ștefan și domnul Traian Cătafu, oameni care sunt un exemplu de urmat. Care ne-au demonstrat de-a lungul vieții, că își merită locul societate, au luptat pe fronturile
nu numai din țară, cât și pe cele din străinătate, pentru pacea noastră a tuturor. De aceea am ținut ca atunci când domnul Procopie Ion, colonel în retragere, sărbătorește această venerabilă vârstă de 100 de ani, să fie sărbătorit într-un moment festiv, atunci când sărbătorim și zilele municipiului Moinești, odată cu cea mai mare sărbătoare a orașului, acea Sfintei Fecioare Maria, sărbătorită pe 8 septembrie, cea care este și protectoarea petroliștilor. Municipiul Moinești fiind un oraș locuit de mulți petroliști, iată, municipiul Moinești este în sărbătoare și nu numai acea sărbătoare a orașului, ci și sărbătoarea în care domnul Procopie împlinește 100 de ani. Am să rog pe doamna Mădălina Armeanu, administratorul public al primăriei municipiului Moinești, să dea citire CV-ului domnului Procopie. Mulțumesc, domnule primar. Stimați invitați, noi moineștenii sărbătorim și în anul 2019 un centenar. 100 de ani de viața celui ce a fost parte a istoriei ultimului secol în România, colonel în retragere Ion Procopie. Ion Procopie este una dintre personalitățile de referință ale municipiului Moinești. Un luptător, la propriu și la figurat. Un magistrat, un erou și mai ales un model de viață pentru toate generațiile. Este un om cu o viață de poveste. O poveste grea și plină de încercări, care l-au călit și l-au modelat în așa manieră încât astăzi noi să fim beneficiarii existenței unei astfel de model printre noi. Fiul de preot, Ion Procopie s-a născut în 1919, în vecinătatea Moineștiului, în comuna Solonț. Încă de la început, viața l-a pus la încercare. La niciun an de la venirea sa pe lume, mama lui a plecat dintre cei vii. A fost încredințat bunicii paterne, din Ardeoan, care i-a ghidat pașii în primii 7 ani de viață. A fost mai apoi elevul unuia dintre cele mai prestigioase licee din Iași, Liceul Negruții, pe care l-a absolvit în anul 1939. Tot Iașul a fost orașul în care a urmat studiile superioare în cadrul Facultății de Drept, facultate care i-a conturat cariera de magistrat de mai târziu. Viața avea să-i rezerve o nouă încercare odată cu declanșarea celui de-al doilea război mondial. Luptând inițial pe frontul de Est, la 30 august 1944, regimentul 38 Infanterie Brăila, în cadrul căruia Ion Procopie avea gradul de sublocotenent, a intrat în lupte împotriva armatei germane. Poate că cele mai dificile momente din viața de ostaș a colonelului Ion Procopie au fost trăite pe viu în cele mai grele lupte duse de armata română pe frontul de vest, în drumul spre eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. Aici a luptat, a fost rănit, a îndurat ororile unui război absurd, a rezistat și, cel mai important, a învins. Numit în 1946 judecător în cadrul judecătoriei Moinești, chiar de ministrul de justiție de la acea vreme, Lucrețiu Pătrășcanu, a fost nevoit după câțiva ani să îndure umilința destituirii în această funcție datorită originii sale, fiul de preot. Dar el a găsit resurse și puterea să meargă mai departe. În perioada 1951-1971 a fost numit jurisconsult la societatea Sovrom Petrol Trus Foraj Moinești și mai apoi la fabrica de postav Bucuș, de unde a și ieșit la pensie. După anul 1989 a fost ales vicepreședinte al Asociației Naționale a Veteranilor de Război, iar astăzi este președinte al acestei organizații. Ion Procopie este un învingător. El a învins atât în război, cât și în viață. El este un model de patriotism, de curaj, tenacitate, corectitudine și bunătate. El este un model pentru noi și pentru cei ce vor veni. Mulțumim, colonel Ion Procopie, pentru exemplul de viață pe care l-ați oferit comunității noastre în ultimii 100 de ani și pe care cu siguranță îl veți mai oferi generațiilor viitoare, ca exemplu, pentru încă cel puțin 100 de ani de acum înainte. Dăm cuvântul celui sărbătorit astăzi, domnul colonel în retragere Ion Procopie. Onorată asistență, mulțumesc din inimă domnului primar al orașului Moinești, care a hotărât ca astăzi să sărbătoresc centenarul.
A fost greu, a fost ușor, numai Dumnezeu știe. Aș vorbi mult mai mult, dar căldura de afară și bursa mă împiedică. Nu vreau să arăt ceva, ceva să se sperie lumea, pentru că se mai întâmplă. M-am o lovitură aici primit tot așa, când am ținut un discurs la biserica din ziua înălțării Domnului la biserica din Lucăcești. Am trecut prin multe. Din început am fost lovit, așa cum a arătat, la vârsta de 3 ani am rămas orfan de cea mai dragă ființă, mamă. Vă rog să mă sunați. A fost ușor, tata fiind preot, eu nu mai putea să treacă de-a doua căsătorie. Așa erau regulile bisericești. Și atunci bunica, care mai crescuse 11, dintre care 4 preoți, 3 învățători și alte meserii pe care le-a avut, m-a educat și m-a crescut până la vârsta de 7 ani. De-abia la 7 ani, când m-am dus să învăț vasolonți, am cunoscut într-adevăr pe Vasilică, care îl consideram frate, este tată. Și într-adevăr mi-a fost tată. A suferit alături de mine. În timp ce eu făceam școala primară, el, că avea un fi foarte ambițios, a făcut la fără părbență teologia. Am terminat școala primară, am fost la liceu și în 1938 l-am terminat. Am terminat liceul atunci când cele două puteri, Rusia și Germania, au dat mână și au format așa tratat Ribbentrop-Molotov. Ați văzut că zilele acestea a fost sărbătorită ziua când prima țară a căzut victimă Polonia. Pentru a prea oară, dar Polonia a căzut și atunci guvernul României a permis ca președintele Fridunski să treacă prin România și să se refugieze. Anul 1940 pentru mine a fost anul cel mai greu. De ce? O să vă spun. La 28 iunie, ora 22, pentru că Stalin a anunțat că în 3 zile armata română să părăsească Basarabia. Imaginați-vă dumneavoastră, 3 zile. E posibil că în 3 zile să plece. Dar deja trupele rusești erau pe Nistru și au așteptat acest lucru. S-au spus căputanul Boruș de regimentul 16 artilerii, care își doarme somnul de veci în cimitirul eroilor din Bacău. El s-a opus și a fost executat împreună cu 4 soldați. Împreună cu 4 soldați. Mi-aduc aminte de azi, după aceea a ocupat nordul Basarabia, nordul Moldovei până la Herța. Dar eu nu vin niciodată singur. A venit dictatul de la Viena, prin Hort, fiind cu inginerile, ministrul de externe al Italiei, au hotărât într-un dictat care a încălcat toate normele posibile și am părăsit Ardealul 7 județe. 7 județe, nu un județ. Și în același timp, prietenii noștri de dincolo de Dunăre au ocupat cele două județe, Durustor și Caliacă. A urmat după aceea abdicarea regelui Mihai, regelui Carol, a fost ridicat la tron regelui Mihai, a venit Antonescu, a fost acel, dar Dumnezeu a venit cu o sticlie extraordinară. Eram student, în căminul studențesc la etajul 2, la 4 suprapus. La 4 jumătate dimineața, vă imaginați,
un zgomot extraordinar. Eram, cred că, 150 de studenți, am năvărit pe scările căminului, am ajuns disculți, că era afară, era 10 noiembrie, era dedusă bruma, am fost atât de emoționați, am uitat și vedeam la un moment dat, bă, dar se vede încolo, ce se vedea? Un hotel pe Jean era căzut la pământ și vedeam de noi, am văzut niciodată despre Mitropolia și nici Palatul Administrativ. Am spus, bă, se vede Palatul și Mitropolia, tu ai nevolit. Tu pui pe din cauza că astăzi noapte te-ai speriat. Era o realitate, realitate cruntă, cruntă. Am urmat după aceea anul 1941, mă rog să mă scuzați cu anii în curs, nu la matematică, nu am avut 10. A fost rebeliunea regională, la drepturile pe aia de acolo, au urmat români, treceți punctul să dezgromiți dușmanii care ne-au ocupat Basara. Am trecut prutul Vodovitei, am trecut, eram student. Au trecut prutul, au dat lucrurile alea teribile de la Vărserești, Țiganca, Tatarca. După ce au mers până Odessa și s-au înaintat până în Cotul Domnului. În Cotul Domnului am înregistrat cea mai mare pierdere. 14.000 de soldați români s-au ocupat la Stalingrad. Generalul von Paulus a capitulat. Nu știu dacă cam 10-12 divizii românești au fost capturate, dar nu numai că au fost capturate. Imaginați-vă dumneavoastră cum au fost transportați din Cotul Domnului în Munții Ural, până la cele ambiți. Două săptămâni au mers cu trenul și au hrănit ce credeți, sarcă, pește de la Sărat, era foarte bun și le aruncau, pe acolo, pe vizorul ăla de acolo, pentru că nu schideau de acolo vagoane, decât în două, trei, trei zile, discutau vagoane și de acolo, nu cobora, ăia flămânzi, cobora, ăia morți, și punea că rămas unul peste altul. A urmat cu aceea cursul, când trupele rusești au fost ajutate de către America, de către Roosevelt, 3.000 de tancuri a transportat din Novorossiysk, Tomasus, la Oceanul Înghețat din Nord. La Kursk a fost învingerea noastră și învingerea nemților. De acolo tot a început, până în 1940. Și patru, când au ajuns la Nord de Iași. Am între timp, Hitler a cerut ajutor României, oameni, toți elei, toți tineri, de la vârsta de 19 ani, indiferent că erau scutiți, nu știu ce, nu știu cât erau, indiferent de scutiți, au fost încorporați. La un moment dat am trezit cu, și cu preus am trezit, părintele Galeru. Și că părintele Galeru, Comănescu, care este de pe aici, i-a zis, și nu te-am așa la ei, dar ce văd? Și voi veniți la armată. Păi da, cu mintele ordine, toată lumea să face răsuri. Am făcut. Și ce s-a întâmplat după aceea? A venit 23 august. Eram în Basarabia, trecut la dincolo de Dunăre. Și pe marul celălalt, în lacul celălalt, i-am bucat, i-am bucat, i-am dat toate mâinile și pe urmă a făcut un pod de trecere de vase, am trecut pe podul de vase și am ajuns la Măcii. 23, ora 11, eu eram atât de obosit, îi spun ordonanță, în realitate nu era ordonanță, soldatul care mă îngrișa, bă, dar eu mă curc. Dar dacă se întâmplă ceva, mă trezești imediat, erau 6 km până în Măcii.
Iar Domnul spune, dacă îți culoați de râsul vă văd în cină, îi pace. Trece orice, cu armă, se mai știa, bucurie, să nu urcă, îi pace. Dar nu mă credeam. Dimineața, comanda forțelor armate al generalul Mihail, care a dat ordin, auziți ce stupid, să dezarmăm pe nemții. Cum să dezarmăm, domnule, că era un pândință cu armament, noi eram cu puștile cele prea tare, cu șase planițe, zelbeuri, și cum se rezista. Și atunci un general care a fost drestorean, dacă a murit Dumnezeu să le ierte, a avut un cap minunat. A tratat cu nemții în fel. Le-a retras pe uscat spre Chioa Peter, care se mișea cu lângă în podul ăla, la Chioa Peter, trecerea cu stâlne. La Chioa Peter, da. Le-a mers 4 zile pe acolo, în partea seara, nemții s-au retras cu șlepuri. Nu ne-am mai întâlnit. Am ajuns la Chioa Peter, seara pe la Bologna. Mă spune, doar eram apuțit un pic cu domnul colonel. Și domnul ne făcea, eram trei, care eram toți licențiați. Și avea o ură pe noi extraordinar. Eu mă duc și spun, domnul colonel, eram un bolnav extraordinar, vă rog, permiteți-mi să-l transport undeva. Discurcă-te! Am uitat la el, cum să mă discurc, ce să fac? Am mâncat în căruța regimentului, l-am transportat într-o comună și acolo am găsit un femeie, nu știu ce era, sau un bărbat, a venit, mi-a dat și medicamente, l-am tratat, și după ce l-am tratat din paț, a sărgut prin Sofozia, nu? La Ghimpaț, la Ghimpaț era comuna, am trecut de Ghimpaț și pe domnul meu, ce se întâmplă în Sofozia? Era numai o luptă de stradă între armata română și între nemții care se retrăgeau de la București. O sută și armat atunci au pierdut 3 ofițeri, 15 trupuri de la noi, ei au pierdut 100 și 20 pentru ei au sărit din mașină. Am tras din uscat în ei și după aceea tot a mers și m-a întrebat unul la un moment dat, păi de unde ați ajuns? Păi am ajuns în toată. Păi dar cum ați ajuns în toată? Cum ați mers? De jos nu, cu 3 aproare, nu. Tot luptind, la care armata, dar îți spuneți cum este armata, nu sărbătorește ziua armata, ce spuneți în nou culoare? Când? Spuneți-mi. 24 grade. 5 octombrie. Da, de ce? Spuneți-mi deci. Ultima bucățică de pământ a fost ocupată de unguri, a fost eliberată de generalul Avramiz, care Dumnezeu să le am fundat pușcăria, dar de asta. Dar le-am găsit la toți într-o pușcă și un șova. Șova dumneavoastră din tot la toți. Șova care au făcut acesta, șova care a luptat. Și atunci a putut să fie eliberat când a venit de gol în România și că i-au fost colegi la Nancy în Franța. A fost eliberat. Acum vorbesc la mult în sine. Și sunt cu termin, da? Să ne plângem. În România n-a murit nimeni de foame care a muncit. În România a murit de foame că a fost secetarea mare de 2 ani de zile în 45-46. Nu, atunci au murit. Atunci, da? Și atunci îi dau un singur sfat. Să nu uitați că sunteți fii lui Traian și de ceva. De ceva l-a avut ca... Spune să numiți Dacia. Dacia! Spune să numiți Dacia. Spuneți-mi Dacia. Felix. Nu e avocapitala, dacă spune cineva un avocapitala, Dacia al Felix. Spuneți, la Sarmiza Vetruza, și este poezia aia, la Sarmiza Vetruza, strământul de ceva, și-a vânt-o știri multe de calcul.
Încheia aceea să vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat, m-ați aplaudat bine sau nu, vă mulțumesc din toată. S-a făcut și Sfântul, deci uite așa, frumos, frumos, și într-o bună zi, domnul colonel, te duci pe lume cealaltă și vă salută de acolo. Pe piața este un lucru, piața, așa cum a spus, piața este un greu, dar piața trebuie de mine. El ultim pomul rădurea, ce-i pasă cozul ea, ce-i pasă bună mine din viața. Și mai Eminescu termină totul, dar cumpăm cu o poezie. Ah, iar, mă ajut că mă încă o poezie de-a lui Eminescu. Ce-ți pasă ție cât de lit, dacă ai fi eu sau altul? Trăind în cercul vostru sfânt, norocul mă petrece, în lumea asta eu mă simt nemuritor, dar trece. Vă mulțumesc, dragi România, și vă iată, vă spuneam mai la început că un erou, nu al municipiului Moinești, un erou național, cu atâta coerență, cu atâta responsabilitate, ne-a expus tot ce s-a întâmplat acum aproximativ 70 de ani. De aceea, primăria municipiului Moinești, Consiliul Local, a hotărât să acorde și o distinție domnului colonel Procopie, chiar și un premiu în valoare de 1000 de lei. Ați trăit o viață demnă, ați dovedit curaj și patriotism, ați suferit. Sunteți un model de urmat pentru generații întregi. Suntem mândri că avem în comunitatea noastră un erou. Sunteți veteranul de război sărbătorit la centenar, 100 de ani în slujba țării. Domnule Ion Procopie, pentru toate acestea, drept recunoștință, vă rugăm să acceptați înaintarea onorifică la gradul de general al municipiului Moinești. Așa. Pentru că la acest eveniment avem și oaspeți, i-am prezentat la început tocmai pentru că și dumnealor au pregătit câte ceva pentru domnul colonel. De aceea să salut pe doamna prefect Maricica Coșa, pe domnul senator Viorel Ilie, domnul deputat Constantin Avram, primarii din localitățile învecinate de la Slănic, Moldova, Dărbănești, Târgovna, Poduri, Măgirești, dacă am scăpat pe cineva, Dofteana, sunt prezenți ca de obicei aici alături de noi în municipiul Moinești. Să salut comandanții unităților militare, consilierii județeni, consilierii locali, pe dumneavoastră pe toți și să trecem la un următor moment. Doamna prefect a ales ca din partea prefecturii să ofere și dumnealor o distinție. Onorată asistență, dragi moineșteni, în calitate de prefect al județului Bacău, doresc să vă salut la această aniversar, zilele dumneavoastră, zilele municipiului Moinești. An de an m-am aflat în mijlocul dumneavoastră la această sărbătoare. Când am auzit că domnul primar a luat decizia de a vă cinsti altfel, credeți-mă că m-am înclinat în fața dumnealui și l-am susținut în buna idee. Sunteți oameni calți, sunteți oameni frumoși, 50-60 de ani de căsătorie, să vă dea Dumnezeu ani mulți, ani frumoși împreună. Doamne ajută, la mulți ani să aveți, să fiți sănătoși și totodată să ajungeți pe urmele domnului Procopie, să ajungeți cu toții această frumoasă vârstă. Așa cum m-ați obișnuit, de fiecare dată mă primiți cu căldură, cu prietenie și vă promit
că indiferent unde ne va duce viața, voi fi întotdeauna cu drag lângă dumneavoastră. Așa că, fiind un moment de sărbătoare, doresc să-i transmit și eu, în calitate de prefect al județului, cinstea și recunoștința noastră, pentru că exact așa cum a spus și domnul primar, este eroul nostru național. La mulți ani! Și o să dau citire și diplomii pe care eu voi înmâna. Diplomă Vârsta de Aur se acordă domnului Ion Procopie, președintele filialei Moinești a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de viață, pentru curajul dovedit în lupta și implicarea în viața comunității, împreună cu urări de sănătate. Mult succes și sănătate să ne trăiți! De asemenea, avem alături pe comandantul garnizoanei Bacău, domnul comandor Leonard Baraboi, care și dumnealui va înainta o diplomă domnului Procop. Deștiți oficialități și onorată asistență, am onoare să vă salut domnule colonel. Aveam un cuvânt pregătit, scris de colega de la PR, dar văzând că la 100 de ani un domn vorbește liber și ne oferă o lecție de istorie, atunci că nu trebuie să fac pe cei activi de rușine și atunci voi vorbi liber. Sunteți un model pentru noi, nu avem decât de învățat și trebuie zi de zi să vă salutăm și să vă purtăm respect. Sunt convins că tânăra în generație vă va urma modelul și sunteți adevărați lideri pe care noi trebuie să vă urmăm și să vă respectăm. Am onoare să vă salut și o să vă ofer o mică atenție, nu o să vă mai citesc pentru că suntem prea. Același lucru și din partea protoieriei municipiului Moinești, părintele Costel Mareș. Stimate autorități centrale, județene și locale, dragii mei, astăzi, la acest ceas aniversar, la această sărbătoare specială, zilele cultural-duhovnicești ale municipiului și protoieriei noastre, ocrotite așa cum amintea și domnul primar de Maica Domnului, îmi revine plăcutul prilej de a ura tuturor moineștenilor și tuturor celor prezenți sincere doriri de bine, sănătate, mulți și binecuvântați ani, iar Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile Maicii sale, să ne ocrotească cu zile îndelungate și cu sporire întru toate faptele cele bune. Cu acest prilej, la acest ceas aniversar pentru cel care ne-a încântat inimile nu numai astăzi, dar și de-a lungul timpului, atunci când cu prilejul sărbătoririi celor care și-au dat viața pentru ca noi astăzi să fim liberi, jertfa lor, de fapt, este prinosul pentru care Bunul Dumnezeu astăzi ne oferă clipe de liniște, de pace și de bucurie. Așadar, cu acest prilej, din partea părintelui nostru, arhiepiscop Ioachim, care m-a delegat ca astăzi să fiu prezent aici și să îmânez această diplomă de excelență domnului Procopie Ioan, în semn de prețuire și de cunoștință pentru merite deosebite în păstrarea credinței ortodoxe, cu promovarea culturii, identității, unității poporului român, în cadrul proiectului nostru pe care l-am desfășurat și este în curs de desfășurare, Zilele Cultural-Duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Semnează părintele nostru, arhiepiscop Ioachim, această diplomă de excelență însoțită cum altfel decât cu icoana Maicii Domnului, ocrotitoarea noastră a tuturor. Să ne trăiți într-un mult și Părintele Zvedeu Ioan, din partea parohiei catolice. Vă salut pe toți și sunt nespus de bucuros să particip la această sărbătoare aniversară. Vă felicit pe toți cei prezenți, cum spuneam și la rugăciune. Îi felicit pe cei care ne primesc vârsta frumoasă de căsătorie 50 de ani, ca și pe domnul Ion Copie,
care împlinește frumoasa vârstă de 100 de ani. Dacă ar trăi părinții mei, era născut și 19, ar fi la vârsta lui Ion. Vă felicit și pentru faptul, că ați fost și bucuși. Eu sunt lângă bucuși de la respect deloc, așa că am înțeles că acest an nu vă felicit și vă doresc an mulți fericit și bucurii. Tuturor patru și bucurii. Partea cultului eroilor și a veteranilor de război, domnul colonel în rezervă Ilie Vasile. Am onoarea să vă salut, domnul general. Felicitări pentru gradul care l-ați obținut. Gradul dumneavoastră de colonel nu mai dispare de acolo, dar rămâne pe epoleție. Din partea Asociației Cultului Eroilor, din partea domnului comandant Timofti, din partea Asociației Veteranilor de Război, primiți un volum în care sunt trecuți eroii din județul Bacău și toate monumentele ale eroilor din județul Bacău. Eu atâta vreau să vă spun că pe 12 septembrie se împlinesc 100 de ani de când Asociația Cultului Eroilor prin decret regal a primit de s-a înființat. Acum 100 de ani și dumneavoastră vă nășteați, ați devenit un monument de istorie în fața căruia îmi ridic cascheta. Felicitări pentru tot ce ați făcut pentru țară, pentru România, pentru noi. La mulți ani România, la mulți ani domnule general, la mulți ani Asociației Cultului Eroilor, la mulți ani celor care astăzi împlinesc 50 de ani de căsătorie. Românii au fost familiști, sunt familiști, sunt gospodari, să ne trăiți la mulți ani! Domnul Procopie împlinește 100 de ani, dar alți parteneri din cel de-al doilea război mondial sunt aici prezenți, domnul Ion Asandei și domnul Traian Vătafu. Invit și pe dumnealor aici aproape pentru a le înainta câte o distinție și dumnealor. Înainte de asta am să-i dau și citire. A fi veteran nu este o simplă calitate. Nu este ceva ce a fost dat, ci este ceva ce a fost dobândit cu sudoare, sacrificiu și suferință și care v-a transformat într-un simbol al curajului și devotamentului față de patrie. Virtutea iubirii neamului românesc, prin credință, curajul și dragostea dumneavoastră față de țară, va constitui exemplu și șansă de afirmare pentru generațiile viitoare. Domnului Ștefan Asandei. Același lucru și pentru domnul Traian Vătafu. Doamna prefect, și dumneavoastră a pregătit ceva pentru cei doi veterani? Da, pentru că de la preluarea mandatului de prefect mi-am propus, ținând cont că Dumnezeu a vrut să fiu prefectul județului în an centenar al României, mi-am propus, pentru că așa am fost aleasă de bunul Dumnezeu de sus, mi-am propus ca tot ce înseamnă erou al nostru, de aceea suntem noi aici astăzi, de aceea trăim într-o țară liberă, să-i prețuim și să ne bucurăm de ei cât îi mai avem. Așa că, cu voia dumneavoastră, voi acorda o diplomă aniversară domnului Ștefan Asandei pentru curajul dovedit în luptă și implicarea în viața comunității, împreună cu urări de sănătate, la mulți ani, să ne trăiți! Și de asemenea, aceeași diplomă aniversară se acordă domnului Traian Vătafu pentru curajul dovedit în luptă și implicarea în viața comunității, împreună cu urări de sănătate. La mulți ani, să ne trăiți! Doamne ajută la mulți ani! Să le urăm în continuare viață lungă, să participe ori de câte ori vom avea astfel de festivități
și nu, să nu uite că în fiecare an la Monumentul Eroilor îi comemorăm pe cei căzuți și pe ei îi așteptăm pentru a-i aminti și a-i sluji pentru ceea ce au făcut pentru noi și pentru țară. Se aplaudăm! Un alt moment important al acestui eveniment este cel al sărbătoririi cuplurilor care au împlinit 50-60 de ani de căsătorie. Oameni care ne fac cinste, dați-mi voie să mă înclin în fața dumneavoastră, pentru că sunteți un exemplu pentru noi, cei care vă urmăm, cei care suntem copiii dumneavoastră, am rămas aici în oraș și vrem să vă urmăm exemplu acela de a ține o familie unită, așa cum și dumneavoastră ați făcut în cei 50-60 de ani care i-ați realizat împreună în parteneriat. Primăria Moinești, Consiliul Local, a ales ca în cadrul acestui eveniment să premieze aceste cupluri cu suma de 500 de lei și un mic cadou constând în produse. Voi da citire numelui fiecărui cuplu, voi acorda această diplomă și cadoul, după care vom trece la momentul următor. Mai întâi sunt două cupluri care împlinesc 60 de ani de căsătorie. Ana și Gheorghe Botezatu. Felicitări! Angelica și Vasile Carp. Lucica și Aurel Andrei. Maria și Vasile Aniței. Lucica și Iona Petri. Ana și Ioana Vădânei. Doina și Constantin Bejan. Costela și Vasile Berbece. Natalia Simion Ciortan. Verona și Anton Ciubotaru. Profira și Constantin Crăciun. Valeria și Gheorghe Chirnoagă. Elena și Gheorghe Dascălu. Maria și Gheorghe Dumitriu. Maria și Nicolae Docan. Maria și Ioan Filip. Aneta și Vasile Filip. Maria și Constantin Fleșcan. Mioara și Dumitru Gherase. Tereza și Ioan Goldic. Maria Gheorghe Hârjavă. Elena și Virginel Iosup. Amalia și Gheorghe Lupchian.
Tinca și Tomiță Mateuță. Stana și Alexandru Mocanu. Anița și Constantin Năstasă. Elena și Vasile Purcaru. Stratica și Vasile Sandu. Elena și Ioan Sporici. Maria și Petra Stoian. Odeta Mărioara și Gheorghe Timofte. Cornelia și Ioan Vârbolici. Să ne trăiți și la mulți ani! De asemenea, avem alături doi elevi meritoși, doi elevi care ne fac cinste prin faptul că la examenul de capacitate au luat nota maximă, nota 10. Îi invit alături de mine pe cei doi elevi, Eliza Maria Dona și Andrei Cucu, care vor primi din partea Consiliului Local și Primăriei Municipiului Moinești un premiu în valoare de 500 de lei. Felicitări! Pentru că am zis că trebuie să ne cinstim eroii și pentru că acest monument reprezintă 100 de ani de când Marea Unire s-a realizat, am ales ca împreună cu invitații noștri să depunem câteva buchete de flori pe muzica fanfarii militare. Va depune o coroană de flori din partea Senatului României, domnul senator Viorel Ilie. Un buchet de flori. Se pregătește domnul Constantin Avram, deputat în Camera Deputaților. Deputat Constantin Avram. Urmează Primăria Municipiului Moinești. Pregătește Consiliul Local Moinești. Veteranilor de război și culturii eroilor. Se pregătesc primarii localităților învecinate.
din zona județului Bacău, condusă de domnul comandor Leonard Baraboi și comandanții unităților militare din județul Bacău. Și directorii de concentratelor din județul. Domnul Viorel Toma, președintele asociată Agenției Naționale de Mediu. Mulțumim tuturor celor care au ales să depună buchete de flori la acest monument din centrul municipiului Moinești și ne apropiem de final, dar nu putem încheia până a ascultat și un mic program artistic. De aceea o invit în fața noastră pe doamna profesor Odilia Purcaru și pe doamna Irina Spasalov. Bună ziua și bine v-am găsit! Permiteți-mi să vă adresez calde felicitări și să vă urez în continuare mulți ani fericiți, multă sănătate, zile senine și la mulți ani! Voi începe cu un cântec de sărbătoare, bun găsit la sărbătoare! Cântece moldovenești de la noi din Moinești, de pe Valea Taslăului și de pe Valea Trotușului. Mulțumesc cu-i mult de mari. Este lumea
limba și privind în pașii eu, granita regiunul tău. Tu mi-a spune așa, că la scripca ta mânui limbi ascuns a pus vraj în sacâs. Tu mi-a spune așa, că la scripca ta mânui limbi ascuns a pus vraj în sacâs. Tu și teamă din nu te uită și te vei te sărută. Și am cântu-o nuntă și-o șerham și-ți dragă la tătonu, dar gurița ne-o furtu. Eu mi vine în pași, am cântu-o nuntă și-o șerham și-ți dragă la tătonu. Uite, uite, uite așa, mă! Bună ziua și bine v-am găsit! Le urez un călduros la mulți ani tuturor moineștenilor. Ce să stai până zori, să te întrebi și ce-i dorul, de ce se întrece cu omul, de ce dorul de om fuge și tot dorul ajunge. Luna poate iubește, arunc dorul că n-ai dor, iar omul are. Tu n-ai dor, iar omul are dor. Lună, lună, surioară, ea te-ntreba câta oară ce cu dorul ăsta oare. Nori grei și să-l ascuns după ei. Dorul să-l vei face în seam, să-l uite inima mea. Dorul să-l vei face un ceafă, de dor lună să mă aperi. Luna, luna, de ce oare tu n-ai dor, iar omul n-ai dor, iar omul are dor. Luna, luna, surioară, ea te-ntreba câta oară ce cu dorul ăsta oare. Ce să stai până zori, să te întrebi și ce-i dorul, de ce se întrece cu omul. Dorul de om fuge și tot dorul ajunge. Luna poate iubețe, arunc dorul e. Mulțumim, Jasmin Socaci.
Înainte de a încheia și fanfara muzicală va avea un program artistic, dar pentru că aici e prezent cel care face naveta acum la București, dar sufletul este permanent la Moinești, domnul senator Viorel Ilie, vrea să adreseze și dumnealui câteva cuvinte celor prezenți. Vă mulțumesc mult! Vreau doar atât să vă mulțumesc pentru exemplu pe care îl dați, să vă mulțumesc pentru faptul că putem să fim noi un exemplu, moineștenii și pentru alții. Vă mulțumesc, domnule general, vi s-a spus astăzi, Procopie, pentru faptul că ne-ați fost alături și ne sunteți alături la toate frumoasele manifestări. Și dacă tot vi s-a spus general astăzi, dați-mi voie să mă angajez aici în fața dumneavoastră, să facem toate demersurile legale, că poate dă Dumnezeu la 1 decembrie să primiți și acest grad de general în retragere. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință și sunt convins împreună cu colegii mei să facem acest lucru pentru dumneavoastră, pentru că o meritați pe deplin. Vreau să mai subliniez un singur lucru. Faptul că se întâmplă lucruri frumoase la Moinești și cine vrea să le vadă, le vede, este demonstrat de faptul că cei care vin odată la Moinești revin cu plăcere. Și vedeți mereu oameni care vin și susțin aceste manifestări culturale ale municipiului Moinești. Astăzi avem un exemplu aici, nu de mult, de un an și jumătate, doamna Irina Margareta Nistor a vizitat Moinești și parcă s-a îndrăgostit de Moinești, că văd că este prezentă, cred că pentru a treia oară, îi mulțumim și îi mulțumim pentru faptul că acolo, la televiziuni, în cercurile de la București, promovează această minunată zonă și acești minunați oameni moineștenii și toți cei din jur. Vă mulțumesc pentru aceste lucruri și vă urez să fiți sănătoși și mulți ani fericiți! Și domnul colonel Voicu, comandantul unei unități militare din județul Bacău, vrea să spună doar câteva. Am onoarea să vă salut, sunt comandantul Centrului Militar Județean Bacău. Vreau cu această ocazie să mulțumesc domnului primar pentru invitația acordată de a participa la această frumoasă și grandioasă activitate. Să vă urez și eu bucuros și sincer la mulți ani tuturor celor care s-au sărbătorit 50-60 de ani de căsnicie. Nu în ultimul rând domnului colonel în retragere Ioan Procopie pentru cei 100 de ani. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim și la 110, domnule colonel. Să știți că mi-ați adus aminte astăzi, tatăl meu, dacă ar fi trăit, astăzi ar fi avut 98 de ani și a participat ca și dumneavoastră în luptele din Moții Tatra. În final, nu vreau să vă plictisesc, vă rog să-mi permiteți să acord din partea Centrului Militar Județean o diplomă de excelență domnului primar. Se acordă în semn de respect și aleasă considerație domnului primar al municipiului Moinești, Valentin Vieru, pentru permanenta colaborare și sprijinul acordat în îndeplinirea misiunilor specifice Centrului Militar Județean Bacău. Și acum, muzica militară.
terminat programul. Să urez felicitări celor care au împlinit 50 și 60 de ani de la căsătorie. Cred că este un lucru minunat să poți ajunge la un asemenea eveniment. Felicitări domnului Procopie pentru vârsta minunată pe care a împlinit-o. Mă înclin și vă urez toate felicitările și toate urările de bine. Și felicitări și celor care ne fac cinste României, veteranilor de război. În continuare, avem un program frumos pentru dumneavoastră. Vom începe cu o melodie foarte frumoasă și sper să o cunoașteți și dumneavoastră. Cântă cucul Batălvina de Răsună în Bucovina. Vă invit să cântați alături de noi. Ceasul zece, șa-la-la-la,
oi veni să mă uit de trece, șalalala. Grobe mâine, ceasul 10, șalalala. Oi veni și mă uit de trece, șalalala. O să... Rote nu vine, șalai-lai-la. Merge inimi iară mine, șalai-lai-la. Auzi, rote nu vine, șalai-lai-la. Merge inimi iară mine, șalai-lai-la. Roba parte șalalala. Să rămâi cu sănătate șalalala. E porunca părătească șalalala. Trebuie să se plinească șalalala. Am onoarea. Vă mulțumesc frumos. Această deplasare la Moinești. Să mulțumesc tuturor celor prezenți, invitațiilor, primarilor, parlamentarilor, să mulțumesc celor care m-au ajutat să organizez acest eveniment, colegilor din primăriei, Poliției Naționale, Poliției Locale, jandarmilor, pompierilor, dar să vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați fost prezenți, care ați stat până la urmă, să-i mai felicit odată pe toți cei care au împlinit astăzi 50-60 de ani de căsătorie. Și după acest moment, îi invit în holul primăriei, unde avem pregătit o mică gustare pentru dumnealor, dar în încheiere mai avem un mic eveniment, de aceea domnul colonel Ungurean, adjunctul comandantului ISU Bacău, vrea să vă fac o invitație aici, în fața primăriei. Am urmărea să vă salut. Bună ziua, domnul, doamnă. La 13 septembrie, așa cum cred că toată lumea știe, pompierii români se hotărăsc Ziua Pompierilor din România. Pentru a marca acest eveniment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantine al județului Bacău a organizat diferite evenimente, cum sunt prezentare tehnică, exerciții în principalele orașe ale județului și celelalte localități unde avem subunități. Astăzi, în Moinești, avem pregătit un exercițiu demonstrativ de descarcerare unor persoane unui accident și vă invităm alături de colegii mei la acest exercițiu. Așadar, vă invităm în fața primăriei. Mulțumesc tuturor! La mulți ani România, la mulți ani Moinești!